Vă salut, dr. Paul Oarga aici și astăzi vreau să facem împreună un exercițiu de imaginație. Dacă se întâmplă ceva, cuiva, unui prieten, unui apropiat drag, noi ar trebui să știm să intervenim. Din păcate, 70.000 de, români mor anual pentru că nu li se acordă primul ajutor. Așa că astăzi o să facem un exercițiu împreună, o să luăm pe Ionuț, care este manichinul nostru și pe care o să-l resuscităm. Ionuț va intra în stop cardiorespirator. Vom învăța exact ce avem de făcut într-o situație de acest gen. Ionuț poate fi oricine. Bunicul tău, fratele tău, prietenul tău cel mai bun când mergeți la fotbal să vă jucați, nu contează. Important este să știi ce ai de făcut când o persoană cade pe jos lângă tine. În primul și în primul rând mă asigur că sunt în siguranță. Verific zona să nu fim două victime. Apoi trec mai departe la evaluarea stării de conștiență. Ionuț, mă auzi? Ești bine? Pot să-mi scutur un pic pe Ionuț. Ionuț, ești bine? Dacă nu răspunde, Trec mai departe la verificarea respirației. Aici intervine primul și primul mit pe care îl știe toată lumea, vai să nu-și înghită limba. Cel mai greșit este să bagi direct degetele în gura victimei ca, ca, aceasta să nu-și înghită limba. Nu există. Cel mai important acum este să deschidem calea aeriană. Ca să deschid calea aeriană, pentru că limba, într-adevăr, poate să o blocheze și atunci, ca un tub care e blocat, Victima nu respiră. Dau capul pe spate și deschid calea aeriană. În momentul acesta calea aeriană este deschisă și eu trebuie să verific dacă prietenul meu cel bun Ionuț respiră. Mă aplec timp de 10 secunde, privesc, ascult și simt. Privesc toracele cum se expansionează, ascult fluxul de aer și simt fluxul de aer pe obraz. Timp de 10 secunde. Dacă în 10 secunde nu respiră deloc, n-am niciun fel de respirație sau respira normal, stopul cardiorespirator. Stopul cardiorespirator este de două cauze mari și late, cardiace și respiratorii. O victimă poate să facă un infarct miocardic. Nu toate infarctele miocardice merg cu stop cardiac, dar o bună parte pot să meargă cu stop cardiac. Respirator. Dacă o victimă se neacă în apă, se va opri respirația. Inima și plămânii sunt prieteni foarte buni și merg mână în mână. Dacă se oprește inima, se va opri și respirația. Dacă se oprește respirația, se va opri și inima. Niciodată în prim ajutor nu vorbim de măsurarea pulsului. Nu luăm pulsul pe românește. Și ne folosim de respirație să vedem dacă inima mai bate. Încă o dată, stopul cardio-respirator. două cauze marșilate, cardiace și respiratorii, inima și plămânii cei mai, bu ce mai buni prieteni, Verific respirația. Dacă victima nu respiră, înseamnă că inima lui nu bate sau în curând nu va mai bate. Dacă în cele 10 secunde cât verific respirația, victima nu respiră sau respiră anormal, înseamnă că trebuie să încep resuscitarea. Dezbrac victima și îi asigur decența în același timp, pun mâinile palmele în centrul toracelui și încep resuscitarea. Masajul cardiac de care ați tot auzit arată ceva de genul. Coatele drepte, podul palmei în centrul toracelui victime. Fac pe un ritm de 100-120 pe minut, la o adâncime de 5-6 cm. Ritmul este ceva de genul 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și 6 și 7 și 8. Poți să mergi pe o piesă preferată, cum ar fi Stayin' Alive, a, uh, a, uh, a, uh, a, uh, Stayin' Alive, Stayin' Alive, sau, cum vin sărbătorile, putem face și Jingle Bells, da? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Cât timp fac acest lucru? Fac 30 de compresiuni cu două ventilații gură la gură, dau ca pe spate, pestez nasul victimei și dau două expiruri, dar nu mai mult de 10 secunde. Nu durează tot procesul de ventilații, nu durează mai mult de 10 secunde, după care trec înapoi la compresiunile toracice, mâinile în centru toracelui și mă apăs pe pieptul victimei. Raport 30 la 2, continui până mă obosesc, până nu mai pot, mă epuizez, până victima își revine, sau până vin salvatorii și preiau resuscitarea. Dacă nu fac nimic, cu fiecare minut care trece, 10% din șansele de supraviețuire ale victimei scad, se duc. Dacă nu vreau, pot să fac doar compresiune toracice, să nu fac respirațiile gură la gură, pentru că poate nu -mi cunosc persoana, poate mi-e frică de anumite infecții, deși riscul de transmitere este foarte mic. Ce mă mai ajută? Pentru că timpul mediu de răspuns a unei ambulanțe în Europa este de 8 minute. Eu ar trebui să ofer un șoc electric victimei în primele 5 minute dacă este necesar. Cum fac acest lucru? Cu ajutorul unui defibrilator. Defibrilatoarele sunt amplasate în locuri publice, și asta încercăm să facem împreună cu cei de la Linify, care este o companie de software din Cluj-Napoca, și noi, cei de la Academia de prim ajutor, un proiect de cursuri de primarșitor tot de aici, din Cluj, dar și la București, să facem o hartă a acestor defibrilatoare unde le poți găsi pe o aplicație. O aplicație care se numește Help Me, este complet gratuită și o puteți descărca și găsiți aici harta cu defibrilatoarele, puteți adăuga chiar voi defibrilator, dacă știți un defibrilator, mergeți, faceți poză și adăugați-l în aplicație. Folosesc aplicația, văd că lângă mine este un defibrilator, trimit pe cineva și mi-l aduce. Apăs butonul verde și pornesc defibrilatorul. Asistență medicală. Îndepărtați hainele de pe pieptul pacientului pentru a expune pielea. Deja am făcut asta. Trageți de banda verde pentru a îndepărta padelele. Îndepărtați materialul de protecție de pe padele. Aplicați padelele pe pieptul pacientului conform imaginii. Apăsați bine padelele pe pielea pacientului. Cineva face compresiune toracice în continuare. Evaluarea ritmului cardiac. Nu atingeți pacientul. Se analizează. Nu atingeți pacientul. Stați la distanță de pacient. Șoc recomandat. Apăsați butonul portocaliu de șoc acum. Apăs butonul șoc. șoc administrat. Începeți CPR. Mă asigur înainte că nimeni nu atinge este pacientul. Este să atingeți pacientul. Continui compresiunile toracice. Defibrilatorul ăsta salvează vieți. Ăsta e rolul lui, ăsta e scopul lui. Important este să știm cum să-l folosim. Încă o dată, împreună cu bunii prieteni de la Linify, o companie de software de aici din Cluj-Napoca, pe care trebuie să-i menționez că trebuie să le fac și lor un pic de reclamă, dar și cu Academia de Primajutor. E un proiect la care am contribuit foarte mult în ultimii ani de predare de cursul de prim-ajutor vrem să aducem cursurile cât mai aproape de fiecare român. Avem cursuri peste tot. Scopul acestui clip a fost să vă prezentăm aplicația la care am lucrat foarte mult, care este o aplicație gratuită cu informații verificate, de calitate, care pot fi folosite chiar într-o situație de urgență, chiar atunci când nu știi ce ai de făcut. Plus de asta avem și o hartă a defibrilatoarelor și am introdus în aplicație cele mai multe defibrilatoare din Cluj dar pot fi introduse din toată țara și ne bazăm pe fiecare din voi să introducă un defibrilator pe care știți unde este amplasat în aplicație direct. Noi îl verificăm să știm cu siguranță că nu ne mințiți și apoi acesta va apărea în aplicație ca să poată fi utilizat de toată lumea care are o urgență și aplicația, bineînțeles. Nu uitați, noi ne revedem data viitoare cu un nou episod cu conținut medical de calitate. Vă salut!